Bună ziua! Bine ați venit la inaugurarea acestui an școlar, acestui nou an școlar. Vreau să subliniez astăzi cuvântul nou, pentru că el este nou din multe puncte de vedere. Întreagă voi expune doar câteva motive. După cum știți, începând cu acest an școlar, Liceul Teoretic Mihai Eminescu Petroșani va funcționa în formă de consorțiu, într-o rețea școlară ce va cuprinde și școlile Avram Stanca, școala 2, grădinița aferentă școlii 2, grădinița aferentă școlii Avram Stanca și școala de la Dâlja. Ca urmare a acestui consorțiu și conducerea unității noastre s-a schimbat puțin. Cu îngăduința invitaților mei, aș vrea să prezint această conducere. Este vorba de subsemnatul ca director, Gilbert Danciu, iar directorii adjunți, doamnele profesoare, în dreapta mea, Agi Eva și Josan Diana. În continuare, aș vrea să le mulțumesc invitaților noștri, domnului primar al municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob Riții, căruia îi mulțumesc ca nu știu câta oară că participă la activitățile pe care noi le desfășurăm în cadrul liceului și știm cu toții, ele nu sunt deloc puține. Mulțumesc domnului inspector general Alexandru Lăutaru, căruia îi spun de două ori bine ați venit, odată pentru faptul că dânsul, începând din acest an școlar, este colegul nostru nu doar pe linie ierarhică, ci a preluat și postul de matematică din catedra aferentă. Bine ați venit, domnule inspector. De asemenea, ne bucurăm tot din partea primăriei de prezența domnului director Marian Popescu, din partea Direcției Județene Sport și Turism de prezența domnului director Grigoraș Cristian și, bineînțeles, de prezența părintelui Munteanu, care aproape fiecare mes este alături de noi. La final, din partea Poliției Române, veți primi și un mesaj. Vă rog, domnule primar. Mulțumesc! Bună dimineața tuturor! Mă bucur să fiu din nou prezent la acest liceu, un liceu foarte important pentru noi. Vreau să vă felicit pe cei care învățați aici, pe cadrele didactice de aici. Sunteți deosebiți și când spun acest lucru, mă gândesc la faptul că sunteți serioși și la vârsta voastră, cred că seriozitate înseamnă să învățați bine, să vă distrați bine și să vă împliniți toate dorințele și toate năzuințele pe care le aveți, iar în special pentru cei care pășesc în clasa a noua, vreau să le urez mult succes, curaj și sunt convins că rezultatele pe care le așteptați și le așteptăm vor fi pe măsură. Aș vrea să mai fac o subliniere, vin cu mare plăcere aici la voi, pentru că, așa cum spuneam, sunteți copii deosebiți și am rămas și sunt impresionat, pentru că de fiecare dată, aici, la începerea noului an școlar, se cântă imnul național. În puține locuri se mai întâmplă acest lucru și, din păcate, în ultimii 20 de ani, acest sentiment național și de patriotism, în sensul bun al cuvântului, nu se mai regăsește. Sunt cu atât mai mulțumit și îmi place să văd un elev care are la gât tricolorul și care a ținut mâna la inimă în momentul în care s-a cântat imnul acela. Felicitări! Dacă pe vremea când eu eram elev la liceu, unele lucruri de acest gen erau impuse, după 90, acest lucru a trecut în cealaltă extremă. Dar cred că acest semnal și acest semn pe care l-am văzut astăzi aici este de bun augur. Încă o dată vă felicit și vă urez mult succes! Mulțumim domnului primar, rugam pe domnul inspector general să ne adreseze câteva cuvinte. Bună ziua, dragi elevi, stimați colegi, stimați părinți. Întrucât, iată, în
La începutul acestui an școlar, obiectivul central la aceste deschideri a fost să fie în interesul vostru, dragi elevi, adică să fie cât mai scurte, să mergeți cât mai repede la cursuri, pentru că sunteți nerăbdători, nu? Așa că voi fi și eu foarte scurt, mai întâi mulțumindu-le colegilor care ne cunoaștem de foarte mult timp, iată m-au primit cu atacă dură și vouă, majoritatea dintre voi, dragi elevi, vă cunosc. Și ceea ce aș vrea să vă transmit este următorul lucru. Începând din acest an școlar, această formă tripartită de a participa la viața școlii, în sper să la viața liceului vostru, vă implică și pe voi. Pe lângă Consiliul Local, iată toți colegii mei profesori, cât și părinții. Puteți fi și voi unul dintre factorii decidenți la ceea ce se va întâmpla. Și anume, cei care sunt în clasa 11-a, 12-a, în acest moment, nu știu dacă vor prinde acest lucru, dar în mod cert, cei care sunteți în clasa 9-a, 10-a, veți prinde un curriculum decentralizat. În 2012 se va sta mai puțin la școală, nu 7 ore pe zi, pentru că eu știu foarte bine elevii acestui liceu ce eforturi depun alături de colegii mei profesori sau probabil bine spus invers și cred că ar fi binevenit o contractare a acestui curriculum astfel încât să aveți cunoștințele minimale de calitate care să vă pregătească pentru viață. Și să închei rapid intervenția mea, vin de la o școală de excepție a județului Hunedoara, de la Școala Generală Ighe Duca, de unde foarte mulți elevi provin și care se află aici de față. Și iată, am venit la o școală de excepție, la Liceul Teoretic Mihai Eminescu, dintre școlile Fanion ale județului Hunedoara și le adresez felicitări atât colegilor profesori care v-au pregătit în mod deosebit anul trecut școlar, cât și vouă, dragi elevi, pentru toate rezultatele obținute. Și, în final, aș vrea să vă doresc un an școlar cu foarte mari realizări. Dragi copii, să veniți cu plăcere la școală și să sperăm că, iată, anul următor școlar ne va rezerva surprize plăcute. Succes! Mulțumim domnul inspector general. Vreau pe domnul director Grigoraș Cristian de la Direcția Județeană Sport și Tineret. Mulțumesc, domnule director, domnule primar, domnule inspector general, dragi părinți și, nu în ultimul rând, dragi tineri, pentru că noi trebuie să ne ocupăm de ceea ce înseamnă activitatea voastră, dincolo de zilurile școlii. Vă așteptăm cu drag să participați la toate proiectele extracurriculare non-formale pe care Direcția Județeană pentru Sport și Tineret le organizează. Vă participăm ca împreună cu colegii dumneavoastră din Consiliul Județean a Elevilor, un partener de nădejde al nostru, să participați la aceste proiecte și, în ultimul rând, ne punem la dispoziție tot ceea ce înseamnă baze sportive, tabere școlare ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului administrate de către Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret. Așa cum spunea domnul primar, într-adevăr este de excepție că simbolurile naționale încă mai sunt apreciate de către voi tinerii. Și nu-mi doresc altceva pentru voi decât ca pentru fiecare dintre dumneavoastră acest imn al României să cânte atunci când veți excela în activitatea pe care doriți dumneavoastră să o practicați.